Salut băieți și bine v-am găsit la un episod de Samp, o prezentare a unui modpack de-al meu. Bă, să-mi spuneți ce părere aveți în secțiunea de comentarii, bineînțeles. Știu că în viața reală sunt peste 20 și ceva de grade, adică practic este vară, dar pe Samp ne putem preface că a venit iarna, a venit zăpada și am spus să fac un nou modpack High PC. Medium High PC, să zic așa. Nu știu, să-mi spuneți, chiar sunt curios să văd acolo în secțiunea de comentarii, să văd ce părere aveți despre acest modpack. Chiar o să mă uit la toate comentariile. Și bineînțeles, dacă vreți să mă ajutați și pe mine și sunteți binevoitori, apăsați butonul de like, mersi frumos. Hai să trecem la prezentare. Bă, nu cred că m-am grăbit foarte tare cu acest modpack, deoarece am ceva în plan. Acest modpack este un... Da, stai să dăm că schimb 230. Modpack, adică acest modpack este medium high PC și probabil peste o lună o să mai fac încă unul low PC ca să dau șansa, adică să puteți să jucați și cei care aveți calculatoare puțin mai slabe cu modpack de iarnă. Hei. Așa că... Bă... Nu știu, chiar sunt curios să văd ce părere aveți. Bun, hai să vă arăt ce... Am vorbit cu Lolex. Ok. Bă, avem fist. Chiar mi s-a părut foarte amuzant acest fist cu mușulețul, da? Hood, map, schimbat tot. Cam, ați văzut probabil și din intro, am încercat să fac așa un intro cât de cât ok, dar mi-a luat ceva timp, să știți că chiar mi-a luat ceva timp. Zăpadă pe diferite mașini, dăm veh Neim Sultan pe car 560-33, avem zăpadă pe diferite mașini, hai să dăm zăpada puțin mai așa, deci așa, cam așa arată modpack-ul fără ninsoare. Am încercat să-l fac din nou cât mai ok, să nu primesc crest sau să întâmpin alte buguri. Nu știu, eu zic că mi-a ieșit, da, zăpadă pe roți și ce-am mai băgat, spawn. Ah, da, un mod interesant, poți să arunci cu bulgări de zăpadă. Bam. Stai așa, să vedem spawn weapon, Lolex 31, 24, 30, arme de cu tematică de Crăciun, meniu cu tematică de Crăciun și vă las pe voi să mai descoperiți ce am băgat în el. Sunt curios să văd ce părere aveți și bineînțeles cei care îl descărcați o să aveți puțin de stat la descărcat pentru că are undeva la 3 giga. Știți foarte bine că eu bag direct tot jocul ca să nu vă mai trebuiască să modificați alte chestii și așa mai departe și arhivat 3 giga, nearhivat, dezarhivat, adică are undeva la 6, deci 6 giga, deci arhivat are undeva la 3, asta cu tot că am băgat sample-ul ăla care are doar 600 de mega, ceva de genul, cu tot cu ăla are așa. Dar arată destul de bine, sunt mulțumit de ce a ieșit și acum vă las și pe voi să-mi spuneți ce părere aveți și cum vi se mișcă acest modpack, așa că numai bine, probabil ne vedem data viitoare, mersi frumos tuturor celor care dați subscribe, like și pa, pa băieți!